Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Întrebare. Iată-ne din nou, suntem în fața dumneavoastră cu o nouă emisiune și de asemenea cu un invitat deosebit, un prieten al emisiunilor noastre, așa că fără să mai stăm pe gânduri, spunem bun revenit domnului pastor Ovidiu Rusnac de la Biserica Baptistă Nădejdea din București. Frate pastor, bine ați revenit! Bine v-am regăsit și dați-mi voie să vă salut cu salutul creștinesc, Hristos a înviat. Adevărat a înviat, mulțumim că sunteți împreună cu noi, încă o dată la o emisiune, de data aceasta, emisiunea Întrebare, în care și de data aceasta ne vom întreba cu privire la ceea ce înseamnă credință versus îndoială, sau credință versus starea aceasta a omului de necredință, de marele semn de întrebare asupra ceea ce, ce este învierea. Am tratat într-o ediție trecută despre arătările Domnului Iisus Hristos și am amintit așa în mod razant una dintre ele pe care am promis că o discutăm într-o emisiune specială, ceea ce facem în seara aceasta, și anume despre întâlnirea lui Toma cu Domnul Hristos după înviere. El este, să spunem așa, la motivul discuției noastre din seara aceasta, exemplu, pentru care ai vrea să tratăm cele două direcții, despre credință versus îndoială. Haideți să luăm așa, pas cu pas, pentru că cred că discuția este foarte relevantă în zilele noastre. Pentru că și noi suntem oameni și Toma a trecut prin momentele acestea și noi trecem câteodată prin momente de îndoială, de neîncredere, de stres, de chiar de îndoială mare în care ne întrebăm dacă Dumnezeu mai e cu noi sau nu. Dar totuși Dumnezeu a păstrat un loc special în Sfânta Scriptură pentru acest apostol. Și haideți să vedem ce putem spune despre despre întâmplarea aceasta. Să o luăm așa, încetul cu încetul. Cum îl vedeți dumneavoastră pe Toma și de ce poate e așa mai special în situația întâlnirii Domnului cu Domnul Hristos? Ne aflăm într-o perioadă încărcată din punct de vedere spiritual pentru noi credincioșii. Am sărbătorit Paștele, a fost Săptămâna Mare, când mulți dintre noi am căutat să ajungem la biserică în fiecare seară. Am celebrat învierea glorioasă a Domnului Iisus Hristos. Imediat după înviere, următoarea duminică este cunoscută în popor ca fiind Paștele Mic sau Duminica Tomei. Pentru că în mod special Domnul Iisus îi se arată lui Toma. Găsim întâlnirea dintre Domnul și Toma în Evanghelia după Ioan, de la capitolul 20. Și am să citesc relatarea scripturilor. După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus, a stătut în mijloc și le-a zis: pace vouă. Apoi a zis lui Toma: adu-ți degetul încoace și uită-te la mâinile mele și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea și nu fii necredincios, ci credincios. Drept răspuns, Toma i-a zis: Domnul meu și Dumnezeul meu. Tomo, i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Foarte, foarte, foarte clar. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Și aici suntem și noi, ne încadrăm în categoria aceasta oamenilor care nu s-au întâlnit direct cu Domnul Hristos. N-am trăit pe vremea aceea, dar la rândul nostru și noi am avut parte de o întâlnire cu Domnul Hristos atunci când Dumnezeu a ales cu cale să ne se descopere și vom reveni la subiectul acesta. Haideți să vedem puțin așa în context, contextul întâlnirii, să spunem. Ce se întâmpla cu ucenicii? Unde erau? Cam ce văzuseră? Unii dintre ei se întâlniseră deja și Tom auzise. Și el are, haideți să vedem așa puțin, cum se întâmplă exact întâlnirea aceasta a Domnului Hristos cu Toma. După îngroparea Domnului, unii din ucenici s-au dus să găzduiască, s-au retras acasă. Avem exemplul ucenicilor care mergeau în drumul spre Emaus, care se duceau în satul lor.
Se pare, cei care studiază scripturile spun despre Toma că și Toma avea locuința, nu scrie lucrul acesta în scripturi, însă cercetătorii scripturilor spun că Toma avea locuința undeva la 2 km de Ierusalim sau avea o gazdă undeva la 2 km de Ierusalim și Toma s-a dus acolo să reflecteze, să cumva să-și dreagă inima. Pentru că inima lor, credința lor a fost puternic zdrucinată de arestarea, patima Mântuitorului și îngroparea Mântuitorului. Când Domnul se arată, Toma a lipsit. Toma nu a fost prezent în mijlocul ucenicilor. Nu-l criticăm pentru lucrul acesta. El era la gazdă. Alții spun că poate era în altă parte căutându-l pe Domnul, căutând argumente să vadă dacă sunt tot felul de teorii, de speculații. Scriptura se rezumă să ne spună că Toma nu era prezent cu ei când li s-a arătat Domnul ucenicilor. Însă după 8 zile, când Toma era prezent de data aceasta cu ceilalți ucenici, Domnul a venit, a stătut în mijlocul lor și le-a zis: pace vouă. Și Toma, cel care auzise de la ucenici, ucenicii i-au spus lui Toma: l-am văzut pe Domnul. Toma a zis următoarele lucruri interesante. Spune el în felul următor: dacă nu văd eu, da? Ceilalți ucenici au zis, deci, am văzut pe Domnul. Dar el le-a răspuns: dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede, zice Toma. Deci Toma nu poate să creadă fără argumente, fără dovezi. Acum are nevoie de dovadă. Dar și nici ceilalți ucenici nu au putut să creadă. Când a venit Maria Magdalena, care a fost prima care l-a văzut pe Domnul, Domnul i s-a arătat ei prima dată și le-a spus ucenicilor: a înviat Domnul. Ucenicilor li se păreau lucrurile acestea basme. Mai ales că e foarte ciudat. În primul rând, ți se spune clar că vei vedea și că va veni învierea, da? Erau în cunoștință de cauză că așa se va întâmpla. Impactul acela al morții și îngropării probabil a fost atât de dur încât parcă cineva le-a șters memoria, cineva a uitat că trebuie să se întâmplă. Eu, dacă aș fi fost, probabil, zicem noi acum, dar nu știm cum, nici noi, dacă am fi reacționat sau altcineva. Am fi stat acolo și doar așteptam să văd cum trec ceasurile astfel încât să vezi că Domnul iese afară din mormânt. Dar, deși erau atât de de îngroziți de tot ce s-a întâmplat, unii se duc, se retrag, se pe casă sau să se reculeagă sau să se ascunși. Momentul cu Domnul Hristos practic îi aduce la starea inițială. Asta s-a întâmplat cu ucenicii, dar totuși cu Toma se întâmplă ceva în mod deosebit. De aici se trate și numele de Toma, necredinciosul, cere ceva în plus față de ceilalți. O dovadă. Ba mai mult, chiar să-l atingă. Și asta spune Scriptura. Mă gândesc, așa de mare să fi fost scepticismul acesta, lipsa de încredere că cuvintele Domnului chiar sunt, sau chiar ale ucenicilor până la urmă. Da, în contextul creștinesc, Toma este cunoscut ca ucenicul care s-a îndoit, a fost sceptic. Dar a fost sincer. A fost sincer. Poate și alții au avut. Adevărul este că toți au fost sceptici, toți s-au îndoit și toți au fost necredincioși. Și au avut nevoie de arătarea specială a Domnului Iisus Hristos ca să creadă. Până la urmă vorbim despre încredere în Dumnezeu, despre credință versus îndoială. Credința este darul lui Dumnezeu. Dacă de multe ori oamenii spun: eu vreau să cred în inima mea, să am eu credință în sufletul meu, în inima mea, eu vreau să îi dezamăgesc și să le spun că nu există o credință care să vină din inima ta. De fapt, în inima noastră, din cauza păcatului, lucrează îndoiala, frica, îndoiala, necredința lucrează în noi. Citim în Scriptură despre credință că ea este darul lui Dumnezeu. În concluzie, credința nu vine din inima mea, n-avea cum să vină din inima lui Toma credința. N-avea cum să vină credința din inima ucenicilor. Inima e pornită spre rău. Inima omului este deznădăjduirea, este o inimă necredincioasă. Asta e inima ta și inima mea. Îmi pare rău să spun lucrul acesta, dar omul nu poate crede. De aceea, intervenția lui Dumnezeu, darul lui Dumnezeu, este faptul că El ne dă credință. Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta, atenție mare, nu vine de la voi,
ci este darul lui Dumnezeu. Deci credința, încrederea în Dumnezeu este darul lui Dumnezeu. Dacă tu te poți încrede în Dumnezeu, dacă tu ai credință în Dumnezeu, bucură-te, este darul lui Dumnezeu. Tu poți să te încrezi în Dumnezeu, fiindcă aia este darul lui Dumnezeu. De aceea există o explicație de ce Toma n-a putut să creadă, de ce nimeni nu poate să creadă decât prin darul lui Dumnezeu. Credința este darul lui Dumnezeu. Noi putem crede datorită lui Dumnezeu. Credința este oferită în dar de Dumnezeu, ne este dată de Dumnezeu. Altfel n-am crede. Poate am crede teoretic, am crede până la operație, am crede până la... Da, omul, el crede. Unii se laudă cu credința lor. Dar când vine vorba să o dovedească prin fapte, se pierd cei mai mulți. Adevărata credință, când este testată, când este încercată, ea trece proba. Aceasta este credința venită de la Dumnezeu, care este credința adevărată și credința mântuitoare. Credința care vine de la Dumnezeu pe baza Sfântelor Scripturi. Slavă Domnului, așa este, dar totuși mă gândesc la următoarea întrebare care și-ar pune cineva. Dacă ceilalți au crezut și prin întâlnirea cu Domnul Hristos, s-au dus, au văzut mormântul gol, l-au văzut față în față, unii au mâncat cu el, Toma l-a atins cu mâinile. Noi în zilele de astăzi credem fără să vedem lucrul acesta. Practic, Toma a fost un om care a căutat în mod rațional să se convingă de învierea Domnului Hristos. Credem noi că poate credința lui Toma a fost, poate, sau a noastră, nu este mai puțin rațional, că și noi poate am căutat niște dovezi din astea vii. Credința noastră e mai de slabă calitate pentru că nu îl vedem pe Domnul Hristos? Sau cum am comparat credința noastră celor care nu l-am văzut pe Domnul Hristos și credința celor care l-au văzut față în față? Faptul că Domnul Iisus nu îl mustră pe Toma. Nu îl ceartă, da. Da, Toma spune, oameni buni, eu nu pot să cred. Dacă nu văd semnul cuielor, dacă nu pun eu mâna în coasta lui, eu nu pot crede. Toma are nevoie de dovezi. El spune, eu am nevoie de argumente. Eu l-am văzut pe cruce cu piroanele care i-au străpuns mâinile. Vreau să văd semnele cuielor ca să pot crede. Dați-mi voie să vă spun, lucrul acesta nu este rău. Eu cred că Toma este pe nedrept numit sceptic și necredincios. Dar nicăieri în Biblie nu ne încurajează Sfânta Scriptură să credem fără să cercetăm. Orbește. Să credem orbește. Lozinca asta, crede și nu cerceta, dragii noștri, nu este biblică. Am întâlnit oameni care mi-au spus, pastore, eu nu încep să citesc Biblia, că dacă nu o termin, păcătuiesc. Da? Și noi în contextul românesc avem tot felul de lucruri de genul ăsta. Suntem cumva, cum să mă exprim eu, să nu supăr pe cineva, avem tot felul de metehne dintre astea, poate numai noi le avem, dar nu citesc Biblia, că dacă nu o citesc mă pedepsește Dumnezeu. Nu. Noi le spunem oamenilor, tuturor oamenilor, și încurajăm pe frații noștri, pe români, pe creștini, să cerceteze și după aceea să creadă. Lucrul acesta îl învățăm de la Toma. Biblia ne dă imperativul, cercetați Scripturile. Cercetați Scripturile. Credința care nu cercetează nu-i credință. Credința care nu este încercată nu este credință. De aceea Dumnezeu ne încearcă credința și eu, ca să cred, ca și Toma, am nevoie de dovezi. Am nevoie de argumente, am nevoie de motive. Adică eu nu am venit la Dumnezeu în mod orbește, ci Dumnezeu m-a convins prin dragostea sa, cu argumentele sale, să vin la Dumnezeu. Te întreb, așa ai venit-o la Dumnezeu? Te-a convins Dumnezeu? Ți-a dat Dumnezeu argumente? Dumnezeu ne dă argumente solide. Da, vedem că Domnul Iisus vine în mijlocul lor și spune lui Toma, Toma, ai nevoie de argumente? Vino, uite. Ce îmi place mie, ca să scurtez puțin și să permit la altă întrebare, lui Iisus nu este frică să fie testat. Pentru că Domnul Iisus Hristos este cine a pretins că este Fiul lui Dumnezeu. De aceea el spune, vino și atinge-mă. Da? Orice om este îndemnat de Dumnezeu. Avem în Maleahii o poruncă a lui Dumnezeu, când Dumnezeu spune, puneți-mă la încercare cu zeciuială. Da? Dumnezeu cere să fie pus la încercare. Adică Dumnezeu nu vrea ca eu să am o credință oarbă în Dumnezeu, ci o credință care să conțină și această verificare, această testare. Am motive și argumente solide să cred în existența lui Dumnezeu și să cred în mântuirea care e prin credință. Și îndemnăm pe toți să verifice. Foarte frumos. Haideți să facem un exercițiu împreună. Ne aducem aminte momentul în care l-am întâlnit pe Domnul Hristos. Și atunci noi știm că momentul acesta este un moment
de mare încărcătură emoțională, spirituală, da? În momentul în care te hotărăști să-L urmezi pe Domnul Hristos, noi să spunem ca un moment așa de momentul zero, momentul în care începe viața, începe nașterea din nou, da? Și fiecare dintre noi, dacă ne aducem aminte, cât de entuziasmați, cât de bucuroși, cât de gata să-L urmăm pe Domnul până la marginile pământului. Adică, în mintea noastră se întâmplă și în inima noastră atunci o transformare și e poate și normal să se întâmple ca omul să fie foarte plin de energie, de putere. Dragostea din tâi. Dragostea din tâi, da? Dar, pe parcurs acum vorbim de oameni care am trecut și noi ceva prin credință și ne uităm și la cei din jurul nostru. Vedem că viața aceasta ne oferă tot felul de, să spunem, oportunități cu ghilimele de rigoare de a scădea în credință, de a te îndoi, de a nu mai fi sigur pe tine, pe cale. Sunt momente în care simțim că Dumnezeu parcă ne lasă puțin. Avem căderi, momente de necredință, îndoieli. Ne lovim de tot felul de probleme, de boală, de necaz, de lipsă, de lipsuri. Și atunci trebuie să recunoaștem și că fiecare dintre noi, pe parcursul acestei vieți pe care o avem de credință, trecem prin momente de scepticism, de îndoială, de neîncredere. Oare Dumnezeu mai e cu noi? Sau eu mai sunt cu Dumnezeu? Oare mai sunt pe cale? Și sunt câteva situații în care fie că suntem în biserică și atunci poate lucrurile sunt mai ușor de observat, de cerut ajutor, dar sunt foarte multe oameni se izolează. Oamenii cer. Acum, vedeți, la Toma, și a spus foarte frumos, el venea, n-a fost la prima întâlnire, a lipsit. El a rămas la a doua întâlnire, atunci când s-a întâlnit împreună cu ceilalți și cu Domnul Hristos, a avut scena aceasta. Acum mă întreb la noi, ce putem să facem că, nu știu dacă cunoașteți pe cineva care n-a trecut prin momentul, dar cred că nu există o persoană care să nu fie trecut. Ce putem să facem în momentul în care să trecem prin momentele acestea de îndoială? Îndoiala este o armă letală a celui rău, îndreptată deseori împotriva noastră. Este, dar îngăduită de Dumnezeu. Îngăduită de Dumnezeu. Însă observăm că oamenii mari ai lui Dumnezeu au fost atacați de îndoială. Vreau să fac aici o mică distinție. Există o îndoială pozitivă și există o îndoială care este venită de la cel rău. De exemplu, dacă eu mă îndoiesc de calitatea acestui telefon și încep să caut configurația lui, să-i văd valoarea procesorului, eu zic că aceasta este o îndoială bună. Dar îndoiala lui Toma eu cred că se încadrează la o îndoială pozitivă, la o îndoială bună. Toma spune, eu nu vreau să cred orbește, eu am nevoie de dovezi, de aceea Domnul nu-l mustră și Domnul spune, ai nevoie de dovezi, poftim dovezi. Dar dacă după ce a primit dovezile, Toma rămânea tot în necredință și el mai cerea și alte dovezi, acolo deja avem de-a face cu o lucrare malefică, cu lucrarea celui rău. Da? Îndoiala poate fi și de natură malefică și cel rău caută să strecoare și să aducă fără milă în viața noastră îndoiala. Dacă ne uităm în Matei 28 la scena înălțării Domnului, când erau acolo prezenți ucenicii la înălțare, Matei ne spune că unii dintre ei la înălțare s-au îndoit. Da. Îndoiala e o luptă. Credința sau încrederea în Dumnezeu versus îndoială e o luptă în fiecare zi pentru noi toți, pentru fiecare credincios. Ne luptăm ca să fim credincioși. Ce îi spune Mântuitorul aici lui Toma, tu nu fii necredincios, ci credincios. Aici vedem că e o luptă și pentru mine și pentru tine în fiecare zi de a lunga îndoiala și de a permite lui Dumnezeu să lucreze prin cuvântul său în viața mea încredere zilnică și adevărată și reală și profundă în Dumnezeu. Iată ce e îndoială, de fapt. Foarte, foarte, foarte adevărat. Totuși, Dumnezeu ne oferă, zic eu, că atunci, chiar în momentele acestea de slăbiciune, să spunem, posibilitatea de a ieși, posibilitatea de a trece peste. Și poate noi uităm într-un context bisericesc.
într-un context în care suntem partea unei comunități locale, biserica locală. E foarte important lucrul acesta. Versul, dacă aș spune așa, în comparație cu comunitatea locală, cu cineva care stă singur, nu are acces la o biserică. Ați întâlnit în sate, sunt oameni și răsfirați așa, sau oameni care stau izolați. Dacă este să tratăm momentele acestea de încercare, de îndoială, de neîncredere, cum vedeți dumneavoastră, din punct de vedere al păstorului, să zic așa, e mai ușor să tratezi, că trebuie făcut, trebuie ajutat omul, da? Sau într-o comunitate, sau Dumnezeu are milă fiecare cu Dumnezeu și fiecare pe cum propriu. Cum vedeți lucrul acesta? Eu vă răspund tot cu o întrebare, că suntem la întrebare. De ce Domnul nu îi se arată lui Toma acolo unde Toma găzduia? Foarte bună întrebare. De ce? Pentru că Dumnezeu, încă din stat al definiției bisericii, dacă să înțelegem, Dumnezeu n-a creat o biserică așa, fiecare în casa lui și întotdeauna a pus pe oameni într-o comunitate. Dumnezeu a avut 12 ucenici, de la 12 ucenici a fost 120 care erau în camera de sus și... Și tot așa, de la Rusalii... Biserica a crescut. Deci, până la urmă, încă de la definiția adunării, a trupului lui Hristos. Noi învingem îndoiala prin comunitate. Avem nevoie de biserică. Avem nevoie de părtășie. Eu am nevoie să văd credința ta. Tu ai nevoie să vezi încrederea mea în Dumnezeu, cum îmi trăiesc eu credința, ca să alungi îndoiala din inima ta. Ca să alungăm îndoiala din inima care noastră. Care poate să vină din diverse surse. Și clar. Vine zilnic și vine într-un mod tot mai intensiv, tot mai provocator. Da? Dacă când eram la începutul credinței aveam anumite îndoieli, anumite temeri, ele se amplifică. Se amplifică și se amplifică și cel rău caută și răgnește și caută ca să înfingă această săgeată a îndoielii în inima ta până la moarte. Deci el va căuta să te facă. Am întâlnit, dacă îmi dați voie să spun o experiență pastorală, am întâlnit pe cineva foarte credincios care a aflat că are cancer și mi-a spus că nu-i frică de moarte și mai avea câteva luni de trăit. L-am vizitat mereu, constant, am văzut credința lui, însă înainte cu vreo două zile de moarte m-am dus din nou să vizitez persoana respectivă și înainte de moarte se uita în ochii mei și îmi spunea: frate păstor, de ce așa de repede? Dar ce se va întâmpla cu mine? Și am văzut lupta cu îndoiala și imediat am pus capul jos și am spus: Doamne, aici este lucrarea celui rău de îndoială. Până cu două zile înainte, la două zile după experiența aceea, aș plecat la Domnul și am putut să văd lupta pe care un suflet o duce cu îndoiala până pe patul morții. Deci e o luptă pe care noi o dăm în fiecare zi ca să nu ne îndoim. Da? Gândiți-vă la cei care erau acolo. Până la urmă ei s-au dus la... Domnul le spune: mergeți în Galileea, mă voi înălța. Ei merg, tot grupul acela de ucenici, merg să vadă înălțarea, văd înălțarea și în același timp e un paradox. Ei se îndoiesc. Unii s-au îndoit, deși vedeau cu ochii lor. S-au îndoit de lucrarea Mântuitorului. Așa este. E o luptă foarte crâncenă și vreau să subliniem lucrul acesta. Lupta dintre credință, de credere în Dumnezeu, când vorbim despre credință, dar e încrederea în Dumnezeu și îndoială, e o luptă foarte crâncenă pe care noi o dăm credincioși și o dăm în fiecare zi. Mă gândesc la contextul acesta al bisericii pentru că câteodată trecem prin situații de acestea. Dumnezeu știe ce e inima noastră, dar cred că și comunitatea are un rol foarte important. În primul rând se poate observa, adică se poate citi, se poate discuta, biserica poate interveni în rugăciune, biserica poate interveni cu un ajutor. Dumneavoastră ca păstor întotdeauna vă puteți ruga, puteți oferi asistență spirituală. Deci avantajul comunității este foarte mare. Nu există credință, încredere în Dumnezeu, fără biserică. Poate pentru unii sună șocant. Eu nu pot fi plin de încredere în Dumnezeu de unul singur. Așa a lăsat Dumnezeu lucrurile, noi avem nevoie de comunitate, avem nevoie de biserică. Bineînțeles, din biserica aceea să nu lipsească Iisus. Absolut. Ucenicii spuneau: am văzut pe Domnul, Domnul a înviat. Toma n-a crezut până când n-a fost Iisus prezent în mijlocul lor. Când a venit Iisus în mijlocul lor, vedem că Toma deja capitulează. Domnul îi spune: vino, adu-ți degetul, pune mâna. Biblia nu ne spune că el s-ar fi dus chiar să pună mâna, ci are un răspuns, are o închinare Toma și zice: Domnul meu și Dumnezeul meu. Și aici aș vrea să fac o distinție și să pun o întrebare
la emisiunea Întrebare, în biserica pe care o slujesc eu, în biserica mea, se manifestă prezența lui Hristos? Pentru că acolo unde se manifestă, poate o să spună, cum, în biserică nu e prezența lui Hristos? Într-o biserică din Apocalipsa, Hristos era la ușă și spune, iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și îmi deschide, eu voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Dorința mea ca păstor al Bisericii Nădejdea și dorința slujitorilor lui Dumnezeu este ca în biserică, din ce în ce mai mult, să nu avem programe, ci să avem părtășie cu Dumnezeu, să se manifeste la slujbele noastre prezența Domnului Iisus Hristos, pentru că prezența aceasta este aducătoare de încredere. Când El este prezent, îndoiala mea se risipește, îndoiala mea, da, în comunitatea Duhului, care este biserica. Pentru mine definiția bisericii, când ne-am dus spre ecclesiologie, ce este biserica? Biserica nu sunt doi sau trei adunați în numele Domnului. Pentru mine definiția cea mai frumoasă a bisericii e faptul că biserica este comunitatea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Se manifestă darurile spirituale. Hristos este fratele nostru mai mare. El este capul bisericii și noi ne slujim unii altora și acolo, prin lucrarea pe care o face Duhul Sfânt în biserică, iată, credința noastră, încrederea noastră în Dumnezeu este binecuvântată. Altfel nu pot să am încredere în Dumnezeu, ci voi fi copleșit de îndoială. Voi fi învins de îndoială. Așa este. Iată-ne că suntem în viața aceasta în care în fiecare zi lumea în care trăim, viața aceasta, practic, în general, este plină de tot felul de provocări, de momente acestea în care ne se pune credința la încercare. Noi încurajăm pe oameni, că am vorbit despre biserică, mai ales în contextul emisiunilor, a posturilor TV. Oamenii stau acasă și spun, e confortabil, stau în fotoliu, stau pe canapea, îmi văd păstorul la televizor, îmi văd pe fratele din biserică, ascult emisiuni, nu e suficient. Haideți să încurajăm pe frații noștri și pe toți oamenii care ne ascultă să-și găsească o biserică. Să meargă într-o comunitate, să se închine în cadrul comunității. Să nu stea acasă, să nu aleagă, să spună, e mai ușor să ascult o predică de pe internet, e mai ușor să trăbulesc prin casă și decât să merg la biserică și să stau acolo două ceasuri, să mă chinui, să stau poate pe scaunele incomode sau comode de la biserică. Alegeți să mergeți la biserică. Toma a lipsit de la biserică, exact. Și a pierdut. Practic, el are parte de o a doua șansă. După 8 zile, Domnul îi se arată din nou în cadrul comunității și îi face această chemare frumoasă. Toma, nu fi necredincios, ci credincios. Nu știți ce binecuvântări pierdeți când nu veniți la biserică. Și foarte frumos este că Domnul Hristos îi lasă pe ceilalți în pace și se preocupă de îndoiala lui Toma. Nu îl ignoră. Nu îl ia în seamă, ba dimpotrivă îi se arată așa cum el își dorește să pună mâna. Pentru că mântuirea este personală. Credința, crezul lui Toma este fascinant. Drept răspuns, Toma i-a spus, Domnul meu și Dumnezeul meu. Poate cel mai cald și cel mai frumos crez din toată Scriptura. Cel mai simplu. Domnul meu și Dumnezeul meu. Poate David, în Psalmul 23, ajunge undeva aproape de crezul lui Toma când David spune Domnul este păstorul meu, nu a bunicilor mei, nu a păstorului de la biserică, nu a fraților din comitet, nu a tatălui, nu a mamei mele, Domnul este păstorul meu. Toma zice aici ca o închinare, ca un răspuns, zice Domnul meu și Dumnezeul meu. Și de aici vedem că mântuirea nu-i prin experiențe. Unii caută tot felul de experiențe, de atingeri senzoriale ca să creadă. Toma nu ne spune Scriptura că ar fi atins pe Domnul. Cum nici Maria Magdalena, când a vrut să-L atingă, Domnul îi spune, nu mă atinge, că nu m-am suit la Tatăl meu. Și lucrul acesta e o dovadă că mântuirea nu e prin semne, nu e prin elemente senzoriale, am nevoie să... Dar mântuirea este prin credința în Domnul Iisus Hristos. Și această credință nu are de-a face nici cu ochii aceștia, nici cu urechile acestea, ci are de-a face cu o tăiere a inimii împrejur. Are de-a face cu ochii inimii, cu urechea inimii, da? Are de-a face cu omul din lăuntru, care atunci când este confruntat cu adevărul cuvântului Dumnezeu, acest cuvânt înviază, acest cuvânt este aducător de viața lui Dumnezeu. Credința vine prin urma auzirii cuvântului Dumnezeu. Cum a căpătat Toma credință de la îndoială la încredere în Dumnezeu? L-a auzit pe Iisus. Eu cred că aici este secretul. L-a auzit pe Iisus, care i-a spus, Toma, a dus degetul încoace, uite-te la mine
E un aspect extrem de important. Noi primim încredere în Dumnezeu, primim credință în Dumnezeu prin auzirea cuvântului lui Dumnezeu. În Roman, capitolul 10, ni se spune credința vine în urma auzirii cuvântului lui Dumnezeu. Dacă nu vom crede prin auzire, nu vom crede nici dacă vom vedea. Ascultați-vă bine ce vă zic. Noe a predicat în generația lui. Ne spune Biblia, 120 de ani, acest propovăduitor a propovăduit cuvântul. Din păcate, ei n-au crezut. Da? Din vechime și în Noul Testament și până în ziua de astăzi, credința, așa lucrează Dumnezeu, credința, încrederea în Dumnezeu vine în urma auzirii cuvântului lui Dumnezeu. Dragii noștri, n-aveți nevoie de semne, de experiențe senzoriale. Astea pot fi ca bonusuri. Dar dacă avem cuvântul lui Dumnezeu și auzirea cuvântului lui Dumnezeu, lucrul acesta generează o viață de încredere. Bun. Un exemplu foarte, foarte potrivit în seara aceasta, experiența aceasta lui Toma, care de fapt el este Toma credinciosul. Exact. Nu Toma. Faptul că el spune, vreau dovezi. Mă încurajează și pe mine să spun, Doamne, eu nu vreau să am o credință oarbă în Tine, Doamne. Eu vreau să am o credință reală, adevărată în Tine și chiar dacă ar spune toți, nu-i Dumnezeu. Eu cred în Dumnezeu pentru că credința mea nu e oarbă în Dumnezeu. Eu am nevoie de dovezi. Fiecare om are nevoie de dovezi. Fiecare om are nevoie de argumente. Și aduce aici baza celor spuse, aș aduce în atenția noastră ce făceau credincioșii din Berea, cărora nu le predica Ovidiu Rusnac sau Cătălin Vasile, ci le predicau apostolii. Și după ce auzeau cuvântul propovăduit de apostoli, asta înseamnă că luau și aminte ce se predica, subiectul predicilor. Știau ce se spune, spune că mergeau acasă și știți ce făceau? Cercetau să vadă dacă ce au auzit se potrivește cu Sfânta Scriptură. Iată, credința nu este oarbă. Luca spune că a făcut cercetări cu deamăruntul. Spune, am cercetat lucrurile rând pe rând, am făcut cercetări, am făcut niște expertize amănunțite. Și acum îți scriu, prealesele Teofile, aceste lucruri în șir, unele după altele. Pentru că credința nu este ilogică, irațională. Foarte, foarte important. Adevărata credință are la bază argumente solide, are la bază rațiunea lui Dumnezeu. Are la bază cuvântul lui Dumnezeu. Deci o credință autentică are la bază o cercetare, o căutare a lui Dumnezeu, o confirmare, o reconfirmare pe timpul vieții. Ce alte aspecte mai cuprinde o credință autentică sau un credincios autentic, un credincios după inima lui Dumnezeu? Aș vorbi un pic despre Toma. Ca să răspund la întrebarea dumneavoastră. Da, pentru că eu văd credința lui Toma, evangheliile nu ne spun prea multe despre el. În Ioan el apare și se remarcă atunci când Domnul Iisus Hristos aude despre Lazar că este bolnav și dorește să meargă în Betania, în casa lui Lazar. Ucenicii i-au spus, unde să mergem, Doamne, acolo? Fiindcă iudeii căutau de curând să te omoare. Ucenicii n-au dorit să meargă acolo și căutau să-l descurajeze pe Mântuitorul. Însă, Toma se remarcă spunând în contextul acesta celorlalți ucenici, haidem să mergem și noi să murim cu el. Și aici vedem credința lui Toma în Domnul Iisus Hristos înainte de patima Domnului și de învierea Domnului, care a fost o credință curajoasă a lui Toma. Plină de curaj. Toma este, vedem aici, și de fapt aceasta este imaginea corectă despre Toma. El nu este Toma necredinciosul sau Toma scepticul, duminica Tomei, uite, Toma care s-a îndoit. Da, Toma a crezut în Domnul Iisus Hristos și este gata să meargă cu Domnul până la moarte. Haidem să murim împreună cu el. Dacă e să murim, și asta e o credință adevărată. Am notat câteva lucruri interesante despre Toma și aș vrea să le spun ascultătorilor noștri. Se spune despre Toma, da, el a fost dedicat când spune haide să murim împreună. Da, vedem dedicarea lui Toma pentru Domnul Iisus Hristos, care nu rămâne neobservată de Apostolul Ioan. Ioan, când scrie Evanghelia, ceilalți nu spun lucrul ăsta, dar Ioan, este, fiind tânăr, este marcat de credința lui Toma, credința asta curajoasă a lui Toma și o notează. Uite, Toma a spus, Toma a zis lucrul ăsta, să mergem să murim împreună cu el. Apoi avem cea de-a doua menționare a lui Toma, tot în Evanghelia după Ioan, când eu cred că într-o lumină bună Ioan spune, uite, Toma are nevoie de dovezi.
Și după aceea, după ce el primește dovezile, el crede, da? Și Domnul îi spune, ferice că ai crezut, da? El este schimbat. Și în final, Toma este prezent la Marea Tiberiadei cu cei 7 ucenici, când Domnul se arată. El este prezent la cinzecime, la pogorârea Duhului Sfânt. Și tradiția ne spune că Toma și-a desfășurat activitatea misionară în India, unde a și murit ca martir, se pare, străpuns de o lance. Iată ce ucenic brav al Domnului Iisus Hristos, ce om al lui Dumnezeu, ce credință până la moarte. Cum să-l numesc eu în Duminica Tomei, Toma Necredinciosul? E adevărat că toți avem sincope sau toți avem moment când coborâm valea umbrei morții în îndoială, toți. Și v-aș aduce aminte ce a făcut Ioan Botezătorul. Toți oamenii mari al lui Dumnezeu au avut și s-au confruntat cu îndoiala. Eu m-am confruntat cu îndoiala, deși noi nu suntem oameni mari al lui Dumnezeu, încercăm. Dar și noi ne confruntăm cu îndoiala. Ioan Botezătorul, fiind în închisoare, a trimis niște trimiși la Mântuitorul și l-au întrebat, spune-ne, ești tu sau să așteptăm pe altul? Și Domnul Iisus, care și-a dat seama că Ioan se luptă cu îndoiala, i-a transmis acel mesaj, duceți-vă și spuneți-i lui Ioan ce se întâmplă, lucrările. Și Ioan a fost vindecat, Ioan a primit din nou credință. Toți ne luptăm cu neîncredere. Acum, din cauza unui episod de neîncredere sau de necredință, nu poți cataloga un om ca fiind necredincios. Toma a fost un brav ucenic al Domnului Iisus Hristos și a sfârșit, poate ca și Pavel, care a spus, am luptat lupta cea bună a credinței, a luptat până la capăt Toma. Asta este imaginea corectă despre Toma. Slavă Domnului! Un exemplu foarte potrivit pentru noi în zilele acestea, atunci când uitându-ne în stânga și în dreapta vedem că lumea aceasta prin acțiunile ei, prin tot ce se întâmplă, ne dă o grămadă de motive de a ne îndoi. Dacă Dumnezeu mai e în control, dacă Dumnezeu mai conduce lumea asta, dacă haosul ăsta, auzind de tot felul de pandemii, epidemii, bun, războaie, deci, credinciosul, lipsuri, inflație, media este împotriva noastră, avem atât de multe motive de îndoială, de neîncredere, de lipsă de speranță, până la urmă, de încredoare, Dumnezeu mai crâmuiește lumea asta sau totul a rămas așa în aer? Mai Dumnezeu se mai uită la noi, mai e Dumnezeu cu noi, mai e vreo speranță sau când ne rugăm pentru cineva sau pentru un anumit lucru, pentru o anumită vindecare de boală și zic, bă, Dumnezeu totuși nu răspunde, oare e acolo cineva, mă mai ascultă cineva, mai... plecând de la stările acestea normale pe care le avem, zic normale pentru că toți trecem în ele. Ce am putea spune acum la final? Ce faturi așa părintești, păstorești, am putea da la finalul emisiunii, pentru că fie că vrem și fie că nu vrem, trebuie să recunoaștem, să fim sinceri cu noi și cu Dumnezeu și să spunem că trecem prin aceste momente și avem nevoie de mila lui Dumnezeu. Mi-a plăcut cuvântul să fim sinceri. Când avem îndoială și când ne luptăm cu îndoiala, important este să nu o ascundem, ci să fim sinceri, să spunem, Doamne, noi avem o cântare pe care o cântăm și spune foarte frumos, vindecă a mea îndoială, ce mă apasă uneori, când mă aflu dat uitării și prin suflet trec figuri. Când biserica noastră, Biserica Nădejdea, cântă cântarea aceasta, am remarcat, mă uit în sală, toți o cântă și se aude foarte frumos, ca o rugăciune. Da. De ce? Pentru că e o cântare cu care ne identificăm toți. De ce să... Ce îmi place mie la Toma e că el, omul ăsta spune, eu nu cred, eu nu pot crede. De ce să spun, cred că nu cred? Eu nu pot crede. Eu am nevoie de semnele acestea, de dovezile acestea. Și Domnul spune, ai nevoie. I-a ascultat rugăciunea Domnului. Ce pot să fac când mă confrunt cu îndoiala într-un apartament singur, izolat, nu știu, plecat, cum se zvastră, peste tot prin lumea asta, departe de familie, de copil? Ce să fac? Rugăciunea lui Toma poate fi și rugăciunea mea. Dar, de fapt, Toma, el are nevoie, el se roagă. Când el cere ca să pună mâna, e o rugăciune. Domnul nu era prezent fizic atunci, dar Domnul a auzit că Domnul e prezent, e omniprezent și la arătare, după 8 zile, îi spune lui Toma, adu-ți degetul în coace și uite-te la mine, uite-te la mâinile mele, pune mâna în coasta mea, nu fi necredincios, ci credincios. Și drept răspuns, Toma i-a zis, Domnul meu
și Dumnezeul meu. Și apoi urmează cuvintele Domnului Tomo, i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Și Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne, care nu sunt scrise în cartea aceasta. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viața în numele Lui. Chemarea aceasta de a sta în cuvântul lui Dumnezeu, chemarea de a ne ruga lui Dumnezeu, chemarea de a fi sinceri cu Dumnezeu prin rugăciune. Doamne, nu pot crede. Nu pot crede. Ne cheamă Dumnezeu la o lucrare și spui, eu am văzut în multe sate sau în multe locuri, când e vorba de o plantare de biserică, ca să iau un exemplu concret. Spun, frate, știi cum e? Parcă nu se pocuiesc oamenii. Parcă lucrurile merg din ce în ce mai greu. Nu avem resurse, nu avem posibilități, ce se va întâmpla. Astea tot sunt îndoieli. Tot îndoieli sunt. Mai degrabă, haide să le spunem Domnului în rugăciune. Toate îndoielile. Spune, Doamne, uite, mă confrunt cu îndoiala asta. Mi-e frică de COVID, mi-e frică de moarte, cum a fost în perioada COVID-ului. Doamne, am temerea asta, am îndoiala aceasta. Ajută-mă cum l-ai ajutat pe Toma. Și sunt convins că atenția de care a avut parte Toma, că până la urmă exemplul lui Toma e lăsat ca un exemplu pentru fiecare dintre noi. Vezi, Evanghelia este pentru toți, dar Evanghelia are aspectul acesta personal. Domnul meu, Dumnezeul meu, Dumnezeu lucrează în mod personal cu fiecare în parte. Mântuirea este personală. Credința mea în Domnul Iisus trebuie să fie credința mea care vine de la El, dar încrederea mea în Dumnezeu. Și eu mă rog pentru toți copiii noștri, ascultătorii noștri, să aibă o credință personală în Domnul Iisus Hristos, să-și pună încrederea în mod personal în Domnul Iisus Hristos. Și închei cu un verset din Biblie ca o provocare pentru noi. Ce îi place lui Dumnezeu? Spune undeva în Scriptură, spune, cum ai primit pe Iisus, cum ați primit pe Iisus, așa să și umblați. Și pun întrebarea, cum am primit pe Iisus? Păi l-am primit prin credință. Cum să umblăm zi de zi? Tot prin credință. Și mă rog, așa să ne ajute Dumnezeu. Să avem în lupta aceasta cu îndoiala, victorie în fiecare zi. Prin cuvântul Său, prin rugăciune, prin sinceritate, să alungăm săgețile acestea ale celui rău și să lăsăm loc credinței. Amin, așa să ne ajute Dumnezeu. Tot așa, acum în încheiere, aș vrea să prezint o imagine pe care eu o folosesc atunci când vorbesc despre drumul acesta pe care noi îl parcurgem, drumul credinței, ca unui meci de fotbal. Unui meci de fotbal în care toți suntem în Giulești, suntem putere. Suntem în cartierul Giulești din București, în care toți suntem angrenați în joc, dar jucăm într-un meci de fotbal cu un dușman pe care îl știm foarte bine, dar la care știm deja scorul. Scorul e deja câștigat, Domnul Hristos. Amin. Moartea este învinsă, că până la urmă asta este. A fost învinsă de Domnul Hristos pe cruce și prin învierea Sa. Singurul nostru, să spunem, obiectiv este să rămânem în joc. Să rămânem pe teren. Amin, așa este. Pentru că scorul știm. Noi nu contribuim, nu noi am învins moartea, ci Domnul Hristos a învins moartea. Iar mai cădem, mai ne lovim, mai ne faultăm câteodată, dar să rămânem pe terenul de joc. Asta înseamnă să rămânem pe cale. Amin. Și indiferent de ce vine, cu ajutorul lui Dumnezeu să ajungem cu toți la finalul jocului. La întrebare, răspunsul este credința a învins îndoiala. În Duminica Tomei, credința a învins îndoiala. Iisus, care este eroul central, a învins pe Toma. Hristos este învingătorul nostru și îi aducem închinare, ca și Toma. Slavă Domnului! Frate păstor, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră și de data aceasta a fost la înălțime, fie slăviți numele Domnului binecuvântat. Domnul să vă dea har și putere, binecuvântare în lucrarea pe care o faceți atât la biserică, cât și în alte lucrări în care sunteți implicat. Știu că sunteți un om harnic. Domnul să vă dea putere atât dumneavoastră cât și familiei bisericii. Ne dăște multă binecuvântare și, bineînțeles, vă mai așteptăm și la alte emisiune. Cu mare drag. Hristos a înviat încă o dată. Adevărat a înviat. Stimați prieteni, și dumneavoastră vă mulțumim pentru seara aceasta. Vă mulțumim că și de data ați fost în mijlocul nostru. Până data viitoare, vă salutăm și vă spunem la revedere.